Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat că viitoarea parcare de la stadionul municipal va fi una cuplată. Potrivit edilului, vor fi disponibile 200 de locuri în parcarea subterană și 100 de locuri la suprafață. Acestea vor fi suficiente astfel încât să preia autoturismele care acum sunt de regulă parcate în zona centrală a orașului. Edilul a mai spus că își dorește ca parcarea de la Prefectura Gorj să fie tot timpul disponibilă, iar toată lumea să folosească locurile de parcare de la stadionul municipal. Marcel Romanescu a precizat că polițiștii locali vor veghea ca nicio mașină să nu mai fie lăsată pe străzile din centru imediat ce va fi deschisă parcarea de la arena sportivă. Care este cuplată. Deci parcarea de la stadion va fi în integralitate cuplată, iar odată cu această parcare ne gândim foarte serios ca cel puțin această zonă de lângă primărie să fie la fel cuplată. Ba mai mult decât atât, trebuie luată în discuție în Comisia de Circulație interzicerea pe anumite zone a parcării mașinilor și asta vă spun clar, că cel puțin pe Bulevardul Constantin Brâncuș și în fața Prefecturii și în fața Parcului Central, discutăm ce vom face cu taximetriștii, va fi interzisă staționarea în acea zonă odată cu deschiderea parcării de la Târgu Jiu, pentru că subteran și suprateran la stadion vom avea în jur de 300 de locuri de parcare. Autoritățile iau în calcul inclusiv desființarea parcării de la primăria Târgu Jiu, însă o decizie în acest caz va fi luată în Comisia de Circulație.